întâlnire la Vaida are toate motivele să mulțumească divinității. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct are cea mai frumoasă familie. O carieră de invidiat și e iubită de toată România. Recent, vedeta a schimbat prefixul. Ce s-a întâmplat la 40 de ani? 16 martie a fost o zi cu totul și cu totul specială pentru Mirela Vaida, care a avut parte de două petreceri ce nu vor fi uitate niciodată. Pe de o parte, colegii au sărbătorit-o pe actriță în platoul emisiunii, iar acasă copiii și soțul i-au pregătit alte lucruri frumoase. Iar în acest weekend, Alexandru Vaida a adus-o într-o vacanță la Istanbul. Blonda a fost extrem de fericită pentru că a avut parte de experiențe noi și a testat preparate culinare cu adevărat delicioase. Un singur lucru n-a fost pe gustul celor doi. În Turcia, vremea nu a ținut deloc cu ei. Vântul a bătut puternic, ba chiar a și nins. Dar pe Mirela nu au speriat-o aceste lucruri, așa că s-a îmbrăcat foarte gros și a făcut multe fotografii în mai multe zone emblematice din Istanbul. Alexandru Vaida nu s-a uitat la bani și i-a oferit soției un cadou special. Oricum ar fi, Istanbulul are farmecul lui pe orice vreme. Duminică faină și vouă, vă pup, le-a transmis vedeta fanilor ei prin intermediul rețelelor de socializare. Chiar dacă e împlinită din toate punctele de vedere, Mirela a recunoscut că totdeauna s-a speriat când se gândește la vârsta de 40 de ani și a dat seama că este exact cum a visat, cu o familie sănătoasă, cu trei copii vioi, cu liniște și împlinire sufletească. Și a ajuns la o concluzie, de-abia acum începe viața.